legea se adresează cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, deci cei care fac dovada faptului că s-au fixat într-o anumită țară. Și va fi complementar cu metoda clasică de vot la secțiile de votare organizate în cadrul ambasadelor și consulatelor României, permițând totodată exercitarea votului la distanță, fără ca astfel încât oamenii să fie scutiți de drumuri și cozi, dar pe bază de înscriere voluntară într-un registru al alegătorilor români cu domiciliu în străinătate, care se va face cu mult timp înainte de scrutin. Și legea care este acum în dezbatere publică poate fi consultată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.